Am mai văzut o declarație interesantă, aș putea o numi, a președintelui PSD, Marcel Ciolacu. Flutura ideea ieșirii PSD de la guvernare și organizarea de alegeri anticipate în urmă cu două zile, chiar duminică seara. De ce credeți că are PSD acum o astfel de reacție? Chiar se gândește la ieșirea de la guvernare? Păi, am auzit că... Eu nu discut decât pe ce declară domnul Ciolacu în perioada asta. Am auzit atunci când a intrat la guvernare că a intrat la guvernare să salveze România. Dacă mâine ar spune domnul Ciolacu că iese de la guvernare, sigur că n-aș putea privi cele două declarații decât în antiteză. Păi dacă atunci când a intrat să salvezi România, dacă pleci de la guvernare... Înseamnă că ai salvat-o. Pune virgulă și făcut treaba și ai plecat. Și spune ce se întâmplă după aceea. Da? Situația, nu știu, trăim în România. Nu pare că lucrurile sunt roz, nu? Avem multe lucruri de făcut. Și mi-aduc aminte că asta ne-am asumat cu toții. Facem acest compromis, nu? Pentru că totuși PNL și PSD au o istorie recentă de, cum să spun, în care s-au aflat, o perioadă în care s-au aflat în contradicții. Am fost în opoziție pe multe teme, multe subiecte, le-am privit absolut diferit. Iată, și inclusiv coaliția nu s-a făcut ușor, pentru că a trebuit să armonizăm niște puncte de vedere până atunci total opuse. Și dacă tot am făcut lucrul ăsta, l-am făcut ca să ce? Să asigurăm o stabilitate, o majoritate în Parlament pentru acest guvern. Și dacă ceea ce a spus domnul Ciolacu e așa să spunem un fel de amenințare, eu nu cred că e potrivită, pentru că amenințarea, dacă vine către PNL, nu înțeleg. Pentru că în fond, nu noi am fi cei care ar suferi până la urmă, da? Asta e așa cum Partidul Social Democrat sau în opoziție, ne aduce și noi în opoziție, dar ce se întâmplă și, bun, la întrebările despre facturi, cine mai răspunde? Sau la întrebările despre, nu știu, acciza cine rămâne, de exemplu, în cazul ăsta PNL? Păi cine rămâne? Tocmai despre asta e vorba. Ne-am asumat că facem ceva. Haideți să facem. Și eu am mai spus un lucru apropo de mesajele din păcate, unei colegi, m-am ferit să spun asta, chiar nu cred că e în regulă să creăm între noi tensiuni. Am observat că unii colegi, și nu cei care sunt în guvern de regulă, din PSD, parteneri de guvernare, încă s-au obișnuit mai greu cu noua postură de partid aflat la guvernare. Și din păcate de multe ori folosesc niște mesaje pe care mai degrabă le vezi la opoziție. Da? Dar avem experiență politică, am trecut prin multe și știm că la final românii trag linii și văd ce a rămas după guvernare. Ei nu se uită nici la ce am declarat în timpul guvernării, nici la ce, eu știu, ne-am asumat și am promis noi. Ei trag linie și văd. Ce le mai rămâne în buzunar după o lună de... Și asta spun mereu, noi vom împărți la viitoarele alegeri, dacă stăm cu gândul la acest, din perspectiva asta sau ne gândim din perspectiva asta, noi vom împărți și bunele și relele. Indiferent cât astăzi încercăm să aruncăm cartofi fierbinți de mână, noi împreună avem câte un cartof fierbinte în mână și trebuie să găsim soluții. Nu merge asta să-l aruncăm de la unul la altul, pentru că trebuie să găsim soluții împreună. Suntem împreună în majoritate, în guvern, în parlament, adoptăm sau respingem împreună legi. Așadar, cred că trebuie să mai treacă un pic să ne obișnim în această...